toate oasele piciorului, tendoanele și ligamentele situate la baza degetului mare, numit prima îmbinare a falangelui median metatarsal, lucrează împreună pentru a distribui greutatea corporală. Un mont este o extindere a osului sau a țesutului din jurul primei îmbinări a falangelui median metatarsal. Este o deformare a piciorului des întâlnită, care poate fi moștenită sau care poate apărea ca un rezultat a solicitării repetate a încheieturii. Când osul se mărește, împinge degetul mare înapoi, uneori peste celălalt deget de la picior, determinând o ieșire în afară, înspre exterior a piciorului. Monturile pot apărea și pe cea de-a cincea îmbinare metatarsală sau aproape de degetul pinky. Acesta se numește un mont Taylor. Monturile pot varia în dimensiuni și severitate. Monturile proeminente pot necesita corecție chirurgicală. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni pentru a scăpa de durere poartă pantofi moi, maleabili, cu suporturi de arc și aplică gheață pe piciorul inflamat.